Salutare, prieteni! Cineva mă întreba pe grup cum am legat eu aceste praguri LED. Ok, am început montarea prima oară din partea pasagerului. Au niște prize plug and play care se îmbine una cu alta. După aceea pe spate, dreapta, stânga și am ajuns aici. Pilele le-am băgat pe aici. Ok? Și acum vă arăt unde am legat. Ok. Practic aici l-am pus pozitiv. Ok? Pozitiv aici, negativul e un șurub de desubt pe aici care poți să-l legi. Bine, firul ăsta care l-am aici este firul de la LED-ul de regenerare, care mulți dintre ei știți. Ok? E pozitivul de la LED-ul de regenerare. Și acesta este cel de la praguri. Bun. Iar mi-am adus aminte, banda aceasta LED albastră vine legată aici. La fel o priză plug and play. Aceasta. Ok. Firele le-am băgat în partea asta de sub. E foarte simplu, se scoate această parte de butoane. Ok, acum pur și simplu se împinge și iese afară. Dar eu am băgat mâna pe de sub și am desfăcut priza. Dacă nu reușiți, încercați să scoateți partea aceasta. Acum cu o mână nu reușesc să-l desfac. Și practic aveți aici o mufă care o scoateți. Mufa este aceasta. Și o îmbinați, plug and play. Deci este foarte simplu de montat și pragurile și acea bandă LED albastră. Iar luminile care le vedeți sub scaune, ok, sunt legate la o priză care o am sub scaun. Această priză de aici, de la brichetă. Am una sub scaun în partea aceea care are 3 ieșiri. Eu vreau să desfac tunelul, partea asta, și să bag firul pe dedesubt și să leg direct la 12V, ca să nu mai am nimic, niciun fir în față. Bun, dacă aveți întrebări, vă aștept cu ele în comentarii.